Bună tuturor! Și astăzi o să vă iau cu mine ca să vedem ce mănânc. Am ajuns deja la minus 9 kg. Și astăzi dimineață o să îmi pregătesc un pancake, un mix de proteine. L-am cumpărat deja, făcut combinat așa, dar pe site-ul janinaitalianstyle.com o să găsiți rețeta cu ou, cu ce aveți prin casă. Eu l-am făcut așa că mi era mai ușor și l-aveam. Am folosit și lapte de migdale, am amestecat totul bine, am pus cam 50 de mililitri de lapte de migdale. Amestec bine totul. Încălzim tigaia, trebuie să fie din aia care nu trebuie să punem ulei. Sau în cel mai rău caz cu pensulica ungem un pic tigăiuța. Mai adăugăm un pic de lăptic că nu prea a ajuns. Amestecăm bine, bine. După ce s-a încălzit tigaia, vedeți, punem așa o lingură. O întoarcem. Și le coacem. Mie mi-au ieșit cam 3. Cu cantitățile pe care le-am pus, cam 50 de grame de proteine, adică de preparatul ăsta de proteine. După aia am luat 5-6 căpșunele, le-am tăiat în cubulețe micuțe, micuțe, micuțe. Am luat și o banană și am tăiat-o în feliuțe. Am pus banana pe primul pancake, am adăugat îndulcitor, eu folosesc xilitol, dar puteți să folosiți și stevia, care este minunată, și am pus așa deasupra, puteți să faceți cum vreți voi ornamentul. Am adăugat și sirop de căpșuni, fără colesterol, fără zahăr, azi la 0 calorii, fără gluten și voilà! Micul dejun e gata. Ne vedem mai târziu! A venit și ora de gustărică. Astăzi am un alenament foarte intens și așa o să îmi fac acest shake. Are cafeină în el și multe vitamine și proteine. E un breakfast smoothie, are foarte puține calorii și multe proteine. O să pun niște apă, o să adaug o măsură din chestia asta. Voi puteți să folosiți proteine sau un shake cu lapte de migdale și spanac. Amestecăm, shakerăm și hai să mergem să ne antrenăm. Ne vedem mai târziu. A venit și ora de prânz. Astăzi facem ca un fel de musaca albă, deci fără roșii. Și haideți să vedem ce avem nevoie. Am pus în apă 2 cartofi tăiați așa în 4, pe care o să-i înfășurăm în hârtie din aia de aluminiu. Aici am un piept de curcan pe care o să-l coacem pe grill și o să-l tăiem cu bulețe. Aici avem o ceapă, mozzarella light, iaurt grecesc fără grăsime. Aici avem erba cipollina, este ceapă din aia verde, pe care o să-l adăugăm în iaurt. Aici avem piper negru și haideți să vedem ce o să facem și usturoiul. Mai întâi o să înfășurăm cartofiorii pe care o să adăugăm sare în hârtie de aluminiu. Îi băgăm la cuptor cam o oră la 200 de grade în cuptor. Adăugăm și sărica. Înfășurăm bine, bine. Dieta asta e fantastică.
Să vă duceți pe site-ul janinaitalianstyle.com să găsiți toate rețetele ca lumea acolo. Aici am pus ceapă, un pic de apă, am pus cărnița, sare, piper. Da, s-a făcut așa bine până s-a tras toată apa. Scoatem cartofiurile de la cuptor că sunt gata și punem pe ei, uitați așa, cărnița. Pe fiecare arată de nu se poate și cred că o să fie bun la nebunie. Uitați frumos și așa. Mai mișto ca la restaurant am făcut eu aici rețeta asta. Punem mozzarella tăiată așa cum faceți cum vreți. Puteți să și mâncați separat, nu e neapărat nevoie să mâncați așa. Era mișto dacă mai dai un pic la cuptor să topească mozzarella, dar eu mie mi-era prea foame și l-am lăsat așa, nu i-am mai făcut nimic. Am adăugat și iaurtul în care am pus erba cipolina și un pic de sare și am pus deasupra, uite așa e mișto arată, e delicios și ne vedem mai târziu. A venit și ora de gusteric. Avem un iaurt. De fapt, este un fel de mousse, așa de budincă, care nu are multe grăsimi. Astăzi nu aveam prea mult timp să fac altceva, așa că am ales acest iaurt cu căpșuni de dedesubt, care este de nu se poate. Are puține calorii, puțin grași. Și lângă asta o să fac un shake de proteine, de cafea, ca să fim mai tare așa, le amestecăm și asta este gustărica mea de astăzi. Ne vedem la cină, vă pup! Am ajuns și la ora de cină. În seara aceasta o să mâncăm avocado, purea and chicken. Este un fel de salată pe care am făcut-o cu o jumătate de avocado pe care l-am făcut așa ca piureul. Am pus o jumătate de ardei gras, roșu, una castravete, puiul pe care l-am copt pe grill și l-am tăiat în cubulețe, am adăugat zeama de la lămâie și am amestecat, am pus sare, piper. Găsiți rețeta pe italianstyle.com. Nu uitați să vă duceți acolo. Ciao, ciao!